Bună dimineața! Azi vă iau cu mine. Am plecat acum de acasă. Mai am spre roșu, deci nu mai am motorină. Sper să mă auziți ce vorbesc aici în mașină. Am o grămadă de chestii de rezolvat prin oraș. Am avut și la primărie, am avut și la cabinetul veterinar aici, la noi în comună, la Sacoș. Dar bineînțeles că n-am găsit pe nimeni. Așa că o să merg în oraș. Vreau să merg să duc laptopul la reparat, vreau să merg la Pepco, pentru că urmăritoarele mele mi-au scris că din 2 ianuarie se va lansa colecție nouă la Pepco cu Mickey Mouse și, din câte știți, eu sunt mega fiartă și trebuie să merg la vânătoare. Dar prima dată oprim la pompă. Aș vrea să fac cumva să găsesc așa, scuze, eroare, mă deruta biciclistul ăla. Vreau să găsesc o spălătorie ca să-mi fac un interior-exterior, că e prau în mașină, deci e mai rău ca în cocină. Și cam asta ar fi. Între timp aștept să mi se încarce un Get Ready With Me cu machiajul ăsta pe TikTok, pe care tocmai l-am filmat. Sper să nu-mi pice camera de acolo, da, mai vedem, și să nu mă calce trenul. Faza e că vreau să ajung și pe la Second, pentru că este o plăcere de-a mea foarte, foarte mare să merg să controlez în Second. Deși nu am niciodată timp de chestia asta, pentru că, din câte știți, Secondurile se închid pe la 4, 5, 6 maxim și eu lucrez în fiecare zi și doar săptămâna asta sunt în concediu și am zis că, na, dacă tot sunt liberă, hai să vedem. O să încerc să nu-i dau așa tare. Că nu mai am motorină și mie nu plac chestia astea. Știu că mai ai gen 50 de kilometri, la mine momentan scrie 35, dar tot timpul când merge Bogdi cu mașina mea, mă lasă fără motorină. Da, asta e. Până una alta, am de dat un telefon, mă aștept să se încarce video-ul și vă și zic unde sun. Deci, ce se întâmplă? Acum vreo 2 luni am fost să-mi cumpăr rochia de mireasă și, bineînțeles, că am documentat toată treaba pe TikTok, Instagram și așa mai departe. Oare mă vedeți de ăsta? În fine. Și în entuziasmul am filmat și contractul pe care l-am semnat acolo pentru rochie, pe care se afla numărul meu de telefon, care, da, vă zic după aia ce cu el. Videoul a fost dat jos de pe TikTok pentru că eu stută și n-am știut că nu ai voie să faci poză, filmare la documente, gen. Dar nu era nu știu ce, adică nu i-aș fi făcut la buletin sau la eu știu ce chestie, ci na, era doar un contract, deci na, m-am gândit că nu supăra pe nimeni. Bun, ce drăguț din partea voastră, semnalizați. Și am postat videoul respectiv și o urmăritoare de-a mea mi-a făcut screen, cât încă video-ul a mai fost sus, că l-au dat destul de repede jos, să-mi spună că, măi, alo, vezi că ți se vede numărul de telefon acolo. Ceea ce nu e ok, că știi cum e la noi, probabil o să te sune ăștia noaptea. Când dau zoom pe screen, ghiși ce? Numărul de telefon era greșit. Așa că eu am aflat în felul ăsta că mi-am greșit numărul de telefon acolo în contract. Nici o problemă, vreau să dau acum un telefon și să le spun fetelor că dacă or încerca să dea de mine până acum și probabil au încercat să-mi spună că or da comandă și chestii din astea, nu au cum, pentru că numărul meu e greșit. Nu știu cum au reușit să-l greșească, dar nu-i stres. Hai să vedem dacă îmi răspunde cineva. Cred că ăsta e numărul. Man, ce greu sună. Alo, bună, am fost la dumneavoastră și am cumpărat o rochie, acum vreo o lună, două, nici nu mai știu când. Și am realizat, printr-o greșeală, că numărul de telefon pe care l-am scris pe contract este greșit. Cred că s-a greșit o cifră, dacă cumva ați încercat să dați de mine între timp, am sunat să rectificăm asta. Îmi dai un mesaj că nu pot să-mi notez eu, cu numele, prenumele și modific eu la noi în contract. Bine, și eu conduc, o să vă scriu atunci mesaj când pot. Da, mersi. Vă rog, bine că nu pot și am o grămadă de apeluri ați primit. Sigur, mersi. O să le pierd. Și eu. Pa, pa. Na, cam asta ar fi.
alimentăm. După care mergem la Pepco, că e acolo lângă, la Moșița. Bă, dar ce de poliție pe aici și de salvare. Și cred că se cam deplasează camera aia. Bun, am alimentat. Însă așa miau astăzi, nu știu. Uite, am lăbuțe pe parbriz. Îți miau așa, nu știu. Dar trebuie să fiu happy, că fac chestii interesante. Nu știu de ce am impresia că toată lumea se uită la mine ciudat așa astăzi. Da, o să-mi treacă, nu știu, n-am mai ieșit în lume de foarte mult timp. Na, hai să vă arăt, la Pepco. La Moșnița. Am aici un video ce se încarcă, v-am zis, de nu știu când, frate, se tot încarcă. Bine, nici n-am semnal fain aici. Și uite-o pe Raluca Stancu. Na, hai, mergem. În primul rând am găsit chiloței cu Mickey Mouse. Sunt două bucăți aici. Îți dai seama că îi cumpăr. Ta-da! Deci sunt superbi, îi ador din tot sufletul, îi vreau. Da, mă duc să-mi iau un coș, pentru că se pare că voi cumpăra niște chestii. Na, prieteni, păzea cam aterizat la raionul Mickey Mouse. Deci mi-e groază de cardul meu, efectiv, toate chestiile astea, până și din ăsta îmi trebuie. Și n-am ce să fac cu creioane colorate. Dacă găsesc o carte de colorat cu Mickey Mouse, îmi cumpăr. Vai! Nu se poate! Tablou, pânză! Și am și... Vai! Ok, hai că facem hol acasă și gata. Doamne! Sunt haosul de pe lume! Acum mi-am scos de la mașina de uscat vesta asta. Acum am urdărit-o. Mi-am cumpărat Mickey Mouse de 350 de lei. Facem haul cu Mickey Mouse, exclusiv. Când ajung acasă. Hai, o să fie diseară, după sală și așa. Uai! Bun, direcția... Ia stai un pic să-l sun eu pe Bogdi. Ar trebui să merg să las laptopul în primul și în primul rând. Și nu știu exact unde. De fapt îi scriu mesaj, așa nu răspunde. Ok! No, încă nu mi s-a încărcat, la mi-a dat eroare. Și e tot la 79%. Superb. Se uită toată lumea la mine, nu suport, hai să mă încui. Așa. Na, că nu pot să-mi pun telefonul aici din cauza camerei. Dar în fine, hai că mergem. Și o vedea după aia. Stă așa? Nu stă, frate. A, uite, îmi spune unde mergem cu laptopul. Mai bine. Trebuie să fac un pic curat în mașina asta. Cam, uite ce am în uși. Opera lui Bogdi, că mie nu-mi place Seven Days. Mi se pare că... Ah, tot am ceva la nas. Mă mănâncă. Mi se pare că e prea oily așa și îmi lasă în gură, în gât. Hai că ne vedem. Am ajuns pe aici, pe la sala Olimpia. Caut un service de laptop, așa au zis Bogdi, că pe aici ar trebui să fie. Bănuiesc că e acolo, că văd ceva GSM, poate repară și laptopuri. Habar n-am. Singura neplăcere ar fi că nu o să am diseară cu ce să editez. Dar îl pun în altă zi, na. Na, am fost la spălătorie, am găsit o spălătorie la OMV. Mi-a zis soacră mea să mă duc la OMV, eu n-am crezut că ea fac și interioare. Era un nene cam săracu, na. O să o facă, o zis să vin în 20 de minute și trebuie să stau acolo cu el, eu asta nu înțeleg. Eu voiam repede să mă duc în girocului pe aici pe la Secânduri, las mașina și aia e. Nu că cine o mută, na, bine că s-o mute la aspirator, la nu știu ce. Așa că Mac-ul e lângă, am venit la Mac. Să-mi iau săpap, că n-am și săpap așa rapid, n-am mâncat azi și mi-e foame. Nu neapărat foame, că aș fi putut să pierd vreo 2 ore prin Secânduri și după aia să mănânc. Dar am zis că mai bine, în fine. Na, am venit la Mac. Nu știu ce să-mi iau. Dar nu-mi iau iară mari minuni, că parcă văd că nu le mănânc, stau pe aici prin mașină. Aici, gen, imediat ajung. Trebuie să văd.
trebuie să mergi la baie, că fac pipi pe mine și plină parcarea la Mac, nu știu unde o să mă pun să mănânc și să vin ca intrusul la baie. O să mănânc în mașină, mie nu-mi place să mănânc în Mac. Mi se pare că mesele sunt jegoase. Bine, clar ai tavă, dar nu-mi place să stau acolo, nu știu, mi se pare că mănâncă toată Timișoara acolo. Și nu-mi place că se uită lumea la mine și nu-mi place să se uite cineva la mine când mănânc. Prefer să mănânc singură, gen așa cu voi în mașină. Știu că voi pe internet mă vedeți când mâncat. Ce? Știu că voi pe internet mă vedeți când mănânc. Dar nu știu, în realitate e altceva. Bă! Mai e aici o spălătorie. Lângă Mac. Dar mi-e rușine de nenea ăla acum că i-am zis că mă întorc. Să încerc aici. Cred că mă bag aici să întreb. Ăștia au spălătorie din aia. Aici. Din aia de te bagi cu totul. Nu-s fan, am auzit că poți să zgârie mașina. Dar pe mine mă interesează interior, frate. Video-ul ăsta meu, deci nu vrea să se mai încarce. Nu înțeleg. L-aș pune din nou, dar pe Wi-Fi o mers blană până la 96 și la 96 s-a oprit. S-a oprit și gen aia a fost. Man, am bani. Am card, am telefon. Da, am bani cash pentru second, mi-am luat ceva. V-am zis că am lăsat laptopul. Sunt haos. Hai, nenea, cumperi tot Mac-ul. Că-s prima. Vai, ce-aș mânca un Mac toast. N-am mâncat de câțiva ani. Dar eu sunt mega fan dublu cheese, numai dublu cheese îmi iau tot timpul. Așa că să văd. Poate mi-l iau lângă. Să-mi iau lângă. Cred că-mi iau un Mac toast. Să am pe mai târziu. Așa facem. Hai, nenea, dar ce stau cu telefonul în mână, că până plătesc mai am. Dar ce e asta? Ah, de oglindă, ups. Ce albă îs, frate? Eu mis. Bună! Aș vrea un meniu dublu cheese mare, vă rog. Lipton. Da. Un sos sour. Da. Și un Mac toast separat. Altceva, vă rog? Atât. La prima fereastră, vreau 390. Mersi. Cu drag. Nu-mi închide geamul, fată, că mai am de plătit. Bă, ce strâmt e aici. Bună. La fel. Să faci un TikTok și cu noi. Cameră pe YouTube acum. A, bine. Ceau. Ce drăguț. Na, păi acum sper că nu s-a auzit toată muzica. Mi-s blocată? Sper. Pe fundal. Că acum am seama că avea muzică în mașină. Sper să pot să pun video ăla. Uite, caruaș. Dai din ăla de te bagi. Uai, ce foame mi-e. Adică nu mi-e foame acum, mi-e poftă. Eu v-am zis că nu mi-e foame. Mukbang. E și 6. Nenea ăla a zis. Când 20 de minute. Am timp oare să mai merg și la second-uri ca să ajung la sală, că sala am la 5:45. Vedem. Dar dacă e până acolo, e blană, că gen chiar le-am rezolvat pe toate, dar știi ce fac? Stau cu nenea, o spală pe exterior. Bine, are ce să spele, e super murdară. Eu mut la aspirator
Și, bă, ce frig cartofii ăștia. Și eu plec. Mă duc la secunduri aici, în Girocului. Și aia eu, las acolo, că nu stau mult aici, că n-am multe locuri de mers. În 5 minute ajung pe jos. Pac, pac, în 20 de minute le-am rezolvat pe toate. Și gata. Bun. Dublu cizuleț. Beautiful. Sper să nu se bage cineva în fața mea la spălătorie să-mi strice planurile. Ar fi cam nașpa. Da, daily vlog, salutați YouTube-ul. Facem și daily vlog, nu? Am fost, am lăsat laptopul, v-am zis. Am fost la spălătorie, o zi nenea să vin în 20 de minute. Și ca să nu stau acolo, aiurea, am venit până la Mac. Mi-am luat ceva. Și aștept să termine nenea de la spălătorie mașina dinaintea mea, ca să nu s-o las. Vă mai zic eu. Nu! Iar l-am blocat. Ok. Sunt Traian pe aici. Vreau să văd ce second-uri mai găsesc eu prin zonă pe aici, că n-am mai fost de 100 de ani. Am găsit parcare faină, mă mir. Sper că nu-mi sparge nimeni mașina, că e o zonă foarte shady. Mă cert cu astea prin comentarii pe TikTok, pentru că toată lumea își dă cu părerea legată de tot felul de chestii. Și după aia tot eu am nivel de inteligență scăzut, dar nu știu cum să zic. Eu am învățat să nu vorbesc neîntrebat, mai ales când este vorba de subiecte din astea mai controversate. E bine, nu vă mai stresez. Hai să vedem ce-i pe la magazine. Na, ce să zic? Sunt ceva chestii drăguțe. A, asta voiam să aflu. N-am auzit prețuri deloc și voiam să aflu cât costă. E bun, 15 lei bucata, orice. Mă uit. Stai să văd pe unde mă infiltrez. De ce nu focusează? Alo? Hei! Hei! Nu? Nu focalizez, man. Așa. Bun. Deci, mi-am găsit o blăniță cu 60 de lei. Deci pică plombele. Așa ceva n-ai văzut. O am aici. E imensă. Doamne! E mult, mult prea faină. Na, se uită toată lumea la mine, aia e. Acum mă duc la mașină și mergem la sală. Sper să-mi găsesc mașina tot la locul ei. Nu mă mai bag niciunde, n-am cheie, foarte slabă producția. Practic mi-am luat o gecuță de primăvară și blănița aia, dar pentru blănița aia aș fi venit anume de acasă, dacă aș fi știu că nu mă pe aia o cumpăr. Da, bun, gata. Mergem la sală. Doamne, ce plină sunt, că nu mi-am revenit pe Mac-ul ăla. Da, na. Mă duc mai repede. E 5 un sfert și atunci numai bine până la 6 fără un sfert am vreme să mă schimb. Că durează ceva. Sunt foarte aproape. CrossFit Timișoara e super aproape de Traian aici, pe Pestaloții. Pe unde să o iau? Pe aici sau pe acolo? Sunt Piața Traian sau cum se cheamă. Am parcat fix în spate la bisericuța asta. Și mergem. Hai, m-am pat! Ok, am ajuns, îl aștept pe Bogdi. Auzi că imediat ajunge și el. Mai stau o leacă în mașină. Am emoții că n-am mai făcut mișcare de 2 luni. What the fuck. Dar nu-i stres. Ce loc fain am găsit. Fix acolo e sala, unde vedeți voi. Hai, pusi, ne vedem. Gata! Bogdi în spatele meu.
el mă horbește. Nu știu cât mă vedeți, sincer, că întuneric. Dar acum aștept să ies de aici. Mama, acum fix o dat drumul la tot. Am terminat sala. A fost ok. Pentru prima dată nu ne-o rupt chiar în halul ăla. Pot? Pot. Așa. Mi-a prins becul ca să mă vedeți. Dar probabil o să-l sting. Vai, dacă s-ar da Bogdi din spatele meu, că nu văd nimic de el în oglinzi. Dar e ok. Na, mergem la Lidl acum. O să mergem la Lidl-ul din Moșnița. Și avem de făcut tot felul de cumpărături, pentru că în casă nu mai avem nimic. Nu mai avem nimic. Și gen, o să aibă el nevoie de o grămadă de chestii pentru regim. Gen, na, că o să se reapuce de regim, că el tot așa face, se apucă și se lasă. Asta cu lăsatul e un pic discutabil pentru luna decembrie, pentru că nici n-am fost la sală și na, au fost cam complicat, sincer să zic, să ține regim, fiindcă, na, știți și voi cum a fost cu porcii. Nu pot să zic că am mâncat numai chestii făcute din porc și așa, dar ce au făcut a fost să lucreze toată ziua și nu au avut timp să mănânce, gen nu au mâncat deloc. Și seara când au mâncat, apoi au mâncat. Na. Și asta e chestia, că regimul ăsta lui se bazează foarte mult pe mese din astea mici și dese, gen la 2-3 ore. Nu o să vă dau acum ce regim ține el. Este regimul pe care l-a avut când am avut antrenor personal. Noi am făcut cam eu un an jumate, cam așa, cu Ramo, pe care o adorăm din tot sufletul. Și el a făcut vreo 2 ani cu ea, sau așa ceva. Filmez. Te iubesc. Na. A fost Bogdi, bineînțeles, că s-a oprit lângă mine. Bun, și ce vreau să zic este că acum nu mai facem cu ea. Și, na, o să reia acel regim pe care i l-a făcut dumnea ei. Bun, hai să vedem. Merem la Lidl. Să nu dau un Bogdi. Ar fi o treabă. Hai că ăsta prea mă enervează, trebuie să îi dăm. Bine. Vreau, planul e felul următor. O să ajungem acasă. Vreau să facem haul cu Mickey Mouse, după cum v-am promis. Și să vă arăt și blănița aia de la Second, după care sunt mega fiartă. Sincer, entuziasmul cel mai mare este faptul că o să-i arăt lui Bogdi tot ce am cumpărat. Ador când mă duc singură în oraș și vine acasă cu tot felul de chestii și așa de mă, iubire, hai să-ți arăt și ea, ți-a dat entuziasma și el și primul lucru când intrăm pe ușă zice: hai, iubire, hai, arată-mi ce ai luat. E foarte drăguț. Bun. Oare oamenii când ne văd așa unul lângă altul pe drum se gândesc că nici doi mărâvă, oare se gândesc că oare ne cunoaștem sau na. Ce filme am și eu, man. Amândoi avem mărâvă la mașină și mi se pare foarte interesant. Gen, eu dacă aș vedea așa ceva în oraș, aș fi wow. Na, hai, ne vedem. Bine, am ars acasă, am aici cotărița și am vrut să vă fac haul Pepco, pentru că așa au rămas. Să nu vă speriați, sunt 200 de chestii cu Mickey Mouse. Așa că stai un rămășiță de Mac. Fixativul Bogdi, astea le-am mai adunat de prin mașină. Deci, în primul rând, avem această păturică cu Mickey Mouse. Adorabil, doamne, abia aștept să o pun aici pe canapea. Și ca să meargă cu păturica, dar stai că asta nu pot să pun pe sub toate alea. Mi-am cumpărat și o periniță pentru canapea cu mini, uite. Aici o să fie locul tău. Exact. Bun, în continuare am cumpărat o lumânare cu Mickey Mouse, cam așa arată. Are un mini aici și miroase foarte interesant. Miroase fain, miroase curat, nu-i mirosul ăla de dulce, așa, de lumânări. Asta e singura chestie care nu e cu Mickey Mouse. Mai am lumânări din astea de la Pepco și îmi place, mi-a plăcut foarte mult. Am pe negru și pe argintiu simplu, deci fără alb, și mi-am luat asta. Restul mi se pare miros așa mai fresh, a flori. Și mie nu-mi place a flori, mie îmi place să pută, frate, să fie miros din ăla dulce.
Bun. Dacă nu le-am spart pe drum, poate le sparg acum. Am luat pentru mine și pentru Bogdi două căini cu Mickey Mouse, care sunt adorabile. Uite, inițial am vrut să iau doar una, că a fost 16 lei, ceea ce e mult pentru o cană, că de obicei 6, 8, 10 lei. Dar sunt prea drăguțe, sunt alb-negru, așa că am luat două. Am luat niște elastice, că știți cum mai tot intră în pământ și gen toate chestiile astea au fost 5 lei. Mai departe, avem o cutie care înăuntru are o cutie. What the fuck? Nici nu am observat care mai multe. Are fiecare personaj pe toate părțile, dar în raft era pus așa și eu am crezut că e doar cu mini. Dar stai să vezi! Asta nu e tot! Înăuntru... Oh! Ok, mai am o cutie. Tot de tablă. Vreau să-mi pun chestii de la machiaj în ele, gen pensule și așa, că niciodată n-am cutii pentru pensule. Și înăuntru mai avea o cutie, văd că. Atât, îs doar 3. Sunt toate cu Mickey Mouse. Nu vă mai spun cuvântul Mickey Mouse video-ul ăsta, pentru că e clar că absolut toate sunt cu Mickey Mouse, că de-aia am mers. O să le pun peste tot pe aici. Mâine mai am de filmat și pentru TikTok-ul ăsta, așa că cred că o să trag acum o dublă repede. Deci de astea atât azi de încântată. Uite! Pahare cu Mini și cu Mickey. Asta cred că s-a sucit un pic, dar înțelegeți voi. Și pe partea asta la altă avem pe ăștia la doi fraieri. Nu s-o fită după ei. Mie de ăștia la altă îmi place. Bun. Gunoi. Ok. Chestia asta cred că e pentru bucătărie. Dar eu am luat-o să mi-o pun pe măsuța de machiaj. Țup! Se vadă de la un kilometru cine-i narcii. E de lemn. Foarte drăguț. Ieftin. Minunat. Stai acolo. Mi-a dat o sticluță de apă de mers la lucru, că nu am așa ceva. Nimic interesant. E o sticluță cu Mickey și cu Duck. În culoarea asta faină, mentă sau cum îi spune. Beautiful. Ua, mai am? Mai am. Bun, am luat chiloți de ciclu, iar îmi sare lumea în cap. Cu Mickey, sunt două bucăți, nimic special. Ne-am luat o oglindă pe care vreau să o pun iar așa pe masa de make-up, se vadă drăguț acolo urechiușe. Nu știu cât e de calitativ oglinda asta, gen cât de bine te vezi în ea, dar e ok. Eu oricum mă machiez într-o oglinjoară așa mică pentru aproape și na, foarte fain. A, uite, aparatul. Așa că e drăguț. Ce fain o să arate cu asta. Facem tot acolo. Am și luminițe pe masa de machiaj cu Mickey Mouse. Și ultima chestie, nu? Nu-i ultima chestie. Mi-am luat șlapi. Uite ce drăguț sunt. Stai. Alo. Da. Scuze-mi tu. Te-am speriat? Asta e ultima chestie. Ăsta nu aveam neapărat nevoie de el. Dar mi-a plăcut și pentru 7,50 lei, adică what the fuck, deci să nu-l cumpăr. E un caietel. Și acum văd că are și coperțile îngroșate. Jenny, super tare. Domnul Mițu, hai să salut vlogul. Am uitat să vă arăt, blănița. Blănița pe care v-am lăudat-o. Stai să întorc asta un pic. Așa, să mă îmbrac. Mami! Vezi ce-a luat mama? Astea de la sală, cum am venit cu ele, le-am trântit pe toate aici. Deci cum să dau 60 de lei pe minunea asta? E spectacol! Are așa, zici, bineînțeles că e sintetică și are chestii din alea, despărțituri. Nu știu. Foarte fain. Îmi place maxim. Atât. A, și cealaltă geacă, nici n-am probat-o. Aia cu model. Mi s-a părut foarte interesant modelul, pentru aia l-am luat, pentru aia am luat-o. Dar, aui, e închisă, creier. Da, mie e cam mare, sincer, nici n-am probat-o. Nu poți deschide asta. Ba, bun. Beautiful. De primăvară, așa. Le bag la spălat și-s numai bune. Na. Cam asta ar fi. Mă bucur că ați fost cu mine azi. Nu-mi place că tot mă uit în ecran. O să trebuiască să mă obișnuiesc cu chestia asta.
Ce ar fi să fac așa? Perfect! Acum nu mai văd ecranul. Bine. Mulțumesc că ați venit cu mine azi. O să încerc să editez cât de repede pot și când o să am un laptop capabil, pentru că al meu le-a reparat. Și ne vedem. V-am pupat. Seară faină. Pa!